Maria astăzi l-aștepta a pe Amir și iată că a venit, i-a adus lui Mami și un cadou, o ciocolată, ceva i-a adus Amir. S-a bucurat Maria foarte tare, l-a luat în brațe, l-a pupat, spus, i-a spus ia-te vadă Mamii, să uita la el și îi spunea că este perfect. Au mers pe terasă, stătea de vorbă cu fratele ei și a întrebat Maria de toți cei de acasă dacă sunt bine, dacă cumva sunt supărați pe ea, a vrut să știe Maria. Și fratele i-a spus că nu, nu sunt supărați. De ce ar fi supărați? I a întrebat-o. Și Maria a zis că nu-i vine să creadă că nici măcar sora ei nu este supărată pentru nimic. Fratele i-a spus că nu este supărată sora ei. Și întreba Maria nici măcar pentru scrisorile primite de Antonio. Și fratele ei a spus că nu, nici măcar pentru acel lucru și s-a oprit sunetul. Ce a, ce a spus mai departe despre scrisorile lui Antonio, noi nu am auzit. Dar apoi l-am auzit pe fratele ei întrebând o pe Maria dacă ar putea Antonio să vină pe terasă să stea cu ei. Și Maria a zis că nu știe, dar uite, poate aud cei din producție și o să-i dea mesaj în plasmă lui Antonio și dacă vrea să vină și el pe terasă la discuția lor.